Pentru început, am să vă atrag atenția la următorul lucru. Atunci când pictați, este bine să nu folosiți apă, iar dacă folosiți, să folosiți foarte, foarte, foarte puțină. Prima oară vom picta fața cu un portocaliu foarte deschis. Cam așa. Și acum mă ocupa de barbă. Cu alb. Așa cum am pictat fața, vom picta și barba. Aici când am pictat barba, am pus așa niște cerculețe ca să-i dea un aspect mai frumos. Și așa vom picta și prin spate. Am pus un nițel alb și pe aici. Pictăm bine, bine, bine de tot. Cam așa mi-e și mie. Acum vom începe să pictăm cu roșu. Iau foarte puțin pe vârful pensulei și am să-i fac gurița. Și acum am să pictez tot spațiul care ne-a mai rămas cu roșu. Cam așa mi-a ieșit. Acum va trebui să las să se usuce și după ce se va usca am să mai dau încă o mână cu roșu, ca să iasă o culoare uniformă. Dacă nu vreau să stau cu el în mână, o să iau un sol de hârtie și am să-l folosesc drept suport. Gata, mi s-a uscat și acum voi începe să dau a doua mână de roșu. Deocamdată am să țin aici, că e uscat și nu. Mi se ia culoarea pe mână. Aici, când ajung la barbă și la păr, trebuie să dau cu grijă ca să nu trec peste. De data asta am să țin în mână până se usucă acoreo. N-am să mai pun pe suportul hârtie ca să nu se ia din culoare. Acum o să pictăm cu culoarea neagră. Luăm puțin pe vârf și va trebui să facem ochii. Așa. Și acum ne vom apuca de cordon cu culoare neagră pe la mijlocul burții.
Am grijă să nu pun mâna pe ochi. Așa. Acum așteptăm să se usuce. Acum vom relua acvarela roșie și vom picta pălărioara, căciula. Acum vom relua acvarela roșie și vom picta căciula. Am terminat de pictat căciulița și acum o să o lăsăm să se usuce. Acum trebuie să prindem șnurulețul. Pentru asta vom avea nevoie de un super glue gel și puțină vată, în care vă rupe și voi face un ghemotoc. Mai scurt. Cam așa. Pentru asta voi lua încă un suport ca să mă ajută. Așa. S-a lipit cât de cât. Voi mai pune nițel. Mă scuzați că m-am bălbuit. Și acum, cu ajutorul acestui ghemotoc de vată, voi pisa. Cam așa mi-a ieșit. Să fiți atenți cum lipiți șnurulețul ca să stea frumos atunci când agățați în brad. Acum eu am luat un lipit solid. Stau bine, bine. Și iau vată. Și fac... Așa. Lipesc aici. Iar mai dau cu lipici.
Și cam așa a ieșit globulețul nostru. Sper că v-a plăcut!